vă mulțumesc, domnule secretar de stat. Acest proiect reprezintă aer pentru locuitorii comunei Cumpănam și pentru toți locuitorii din mediul rural. Programul Angel Salini este așteptat de 2.863 de comune ale României. Atât e de important, fie că este apă sau canalizare, sau, în cazul nostru, drumuri, pietruire și asfaltare de drumuri. Începem construirea caietului de sarcini încă de mâine, chiar dacă e sfârșit de an, și așteptăm sărbătorile. Cel mai frumos dar și cadou pe care îl poate primi administrația publică locală este un proiect. Un proiect care să aducă plus valoare în viața oamenilor. Vă mulțumesc, domnule secretar de stat, și transmiteți mulțumiri și echipei care a muncit la declararea și verificarea acestor proiecte a fi eligibile, să fie cât mai multe. Avem nevoie. Vă mulțumim și vă spunem să veniți în localitățile, în comunele României, să vedeți cum sunt cheltuiți banii publici, dar și cât de valoroase sunt aceste proiecte. Vă mulțumesc! Și noi vă felicităm și întreaga echipă. Mă bucur că a semnat o sumă considerabilă pentru Cumpăna și vă așteptăm la decontat. Noi avem repartizat și sume și pentru anul viitor. Sperăm ca să nu avem piedici în derularea lor. Știți că sunt și proiecte unde avem contestații, unde derulează proiectul cu 2 ani de când am semnat contractul, din păcate. Sperăm că aici, chiar dacă e data de 13 decembrie, să nu fie niciun fel de impediment. Așa că mă voi adresa locuitorilor comunei Cumpăna să le spun că mă întorc acasă de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, mă întorc acasă bucuroasă că putem să ne îndeplinim unul din proiectele pe care noi le-am promis, noi, administrația publică locală. Doamne, este, spun eu, nedrept ca un om, fără să știe de ce nu se poate lucra, avem atât timp de pierdut și de muncit. Copiii mei și eu trăim la Cumpăna. Aici trăim, ne ducem viața zi de zi. Și atunci ne interesează să avem și drumuri și urmează și trotuarele. Domnule secretar de stat, este viitorul proiect pe care sperăm să-l avem declarat eligibil printr-o altă axă de finanțare. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc! Mulțumesc! Sănătate! Pentru locuitorii comunei Cumpăna, ziua de 13 decembrie 2022 este o zi care aduce multă bucurie. Dacă de dimineață la Ministerul Dezvoltării semnam contractul de execuție pentru proiectul finanțat prin programul Angel Salini, pietruire și asfaltare drumuri, astăzi, lângă domnul viceprim-ministru Grindeanu, ministrul transporturilor, am asistat când a semnat actul pentru următorul proiect, dar de fapt proiect așteptat de noi toți de mai bine de 10 ani. Este vorba de proiectul de suflet al cumpănenilor, nod de descărcare de pe autostrada A4 pe teritoriul comunei Cumpăna. Domnule viceprim-ministru, e bucurie și cadoul pe care îl faceți în ajunul Crăciunului celor 20.000 de locuitori ai comunei Cumpăna. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc. Cei de la CNAIR vor trebui să implementeze acest proiect. Finanțarea există. Mergem înainte. Mulțumesc. Succes. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule viceprim-ministru.